Bine ați venit pe canalul Câștigă Experiență. Avem aici pe Mărusica. Hai să văd dacă nu greșesc. Da, Marius, mărul meu minunat. Eticheta nu a vrut să stea în pom. Așa că cea mai bună soluție este cu bolovanul. Așa. Așa ar fi trebuit să-l pun. Astăzi avem o nouă experiență la cumpărături. Am luat un ghiveci de mentă. Menta, planta aromatică care se recomandă pentru condimentarea unor preparate culinare, a salatelor de fructe, la prepararea cocktailelor și a ceaiului. Îngrijirea mentei în ghiveci necesită 18-25 grade. Lumină și udare zilnică. Udare zilnică. Da. Bă, o să o punem aici undeva, sub mărusică, să nu-i fie prea cald. Așa că să încercăm. Da, am făcut gaura. Acum să-i punem o stropitoare de macerat de urzică. Așa, punem și un pic de mraniță, pământ de flori. Na. Am pus aproape pe tot. Acum, așa. Mai e foarte bun în partea de la deal, că o să vină spălat de apă. Și acum să luăm, să scoatem planta din ghiveci. Așa, adică e vorba despre doamna menta, care e un pic s-a uscat aici. Da. Ia să o punem. Pentru asta îmi trebuie două mâini, patru picioare. Da, am scos-o un pic, trăgând un pic de cea mai groasă tulpină. Acum să o punem aici. Așa. Îi dăm, mai dăm o leacă de mraniță. Dacă tot ne-am jucat. Așa, vrem să se prindă, să se înmulțească și să înflorească. Așa. E, acum să-i mai dăm un pic de pământ. Așa, deși mranița cred că era bun deasupra să fie, ca să nu se întărească pământul, facă ca piatra. De pământ de pe aici, de pe unde am săpat, aș vrea să fie fără buruieni, fără bolovan, dacă se poate. Uite așa. Și acum mai aducem o stropitoare cu macerat. Da, să-i fac așa un fil de lighenaș, să nu se scurgă apa. Așa. Și de aici un pic. Da.
E, vom vedea după ce turnăm prima stropitoare cum a cerat. Vom vedea cum evoluează. Da, am mai adus o stropitoare cum a cerat. Îi dăm acum încetișor în partea de la deal. Hai să dăm o leacă și în partea de la vale. Cam mult. Zice că e mare iubitoare de apă. Normal ar trebui să o pun lângă fântână ceva. Ia că așa am mai turnat. Deci am turnat în total aproape 20 de litri de macerat de urzică. Doamne ajută, să sperăm că a să fie într-un ceas bun. Până la o nouă experiență, vă doresc numai bine. Doamne ajută!